What the fuck? What the fuck is this? That is not funny! Iată la un episod la Chișnaps, la Bombal, ne-a 3! De ce 3? De ce nu l-am luat pe 1? De ce nu pe 2? Ei bine, pentru că așa am vrut! Nu mai pot să reîncep serii Alandala, nu-i așa? Na, să vă mint, acest episod este de umplutură pentru că astăzi n-am chef să fac altceva. Plus că trebuia să-l iau pe prietenul meu de companie să filmăm copilul urât și albastru, dar nu a putut, așa că poate mâine vine un episod cu el. De aceea m-am hotărât să facem acest episod. Știu că vă place. Mi-a căzut space-ul de la tastatură. De aceea am hotărât să facem acest fan-made din nou. Poate îl reluăm și pe 2. Nu știu sigur dacă îl facem și pe 1, pentru că pe 1 l-am făcut acum un an, cel remastered. Dar vedem. Acum depinde de feedback-ul vostru. Așa că înainte de toate, băi și fete, nu uitați să omorâți butonul de like, orice, orice like contează din partea fiecăruia. Iar dacă vom strânge la acest episod peste 4.000 de like-uri, mă, bă, vreau să vă peste 4.000 de like-uri, ai auzit? Abonează-te! Cum să nu te abonezi? Nu dau 1.000 de ursul la mine, mai ești stâmpit. Aveți Instagram-ul meu în descriere, la fel și serverul de Discord. Nu o să stăm să citim ce... Băi, tie, capul meu, stai că... S-a supărat, bă! S-a supărat că am spus că nu o să stau să citesc totul, all of it. De ce nu e totul pe full screen? Adică voi vedeți totul pe full screen, da? Ok, bro, nu e nevoie să-mi spui să-mi dau la maxim. Vai! Vai! Amintiri! Vai, ce faci? Cum îl chema? Rat! Pot să dau full screen? Oh, da! Full screen! Finally! Am uitat că jocul ăsta nu este 16:9, ci 4:3, așa că o să fie puțin wide ecranul. New game. Hai să vedem ce dracu se mai petrece, pentru că a trecut atâta vreme și... How are you feeling today? Bine, mersi. Puțin înfometat azi. It's been 2 weeks. I understand that it was a very traumatic experience, pardon, ce engleză de baltă, but your brother wasn't seriously hurt, you have to remember, they weren't real, they were just machines. Dar pot să vorbesc și pe engleză dacă mă chinui așa. They aren't capable of harming anyone, what happened was just an accident. Mă, despre ce era vorba până la urmă, că nu mai țin minte, he was just broken. L-a mușcat Rat sau Candy? Știu că era și animatorul ăla Candy mare. Pisica, pisicuța de fapt, pis, 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 oh, ce drăguț, pisul, aici mă omoară pisul în jocul ăsta. Și era doar un singur animatron sau, nu, era Rat, hai tă capul meu, pleacă, dispari, era Rat, era pisica Cat și mai era puppetul ăla și mai era și Shadow Cat, da, țin minte de urâtul ăla, erau foarte rapid și trebuia să țin mouse-ul pe ochii lor sau pe nasul lor. Parcă nu ar trebui să fie așa greu. Mary. Așa o chema pe asta, Mary. Aba, gata! Era încă de tastă. Ah, da. Că era mutanelul. Și parcă trebuia să fac ceva aici. Mutan! Origami! Oh, da, Michael Scofield, Prison Break. Hello, it's me. I'm the Origami Cat. You're dreaming right now. Undertale din nou. Ce pot spune? Deci, remember a few years ago, you had trouble sleeping almost every night. So your dad gave you a cassette tape player. So I just suggest flashing light in their eyes whenever you can't, unless they're under your bed. Listen for if they go there. In such a case, peek under the bed to see which side they are. Ah, da, trebuie să mă duc și sub pat. Then go back up. And face the opposite direction. Ok, trebuie să caut acel tape care mă va ajuta să dorm noaptea. This is the deepscape. Bine, bro, gata! Gata că știu deja! Am ieșit din joc. Putem să ne jucăm direct? Aici erai, mă. Ok, am găsit-o. No. Ok. Please stop and rewind. Unfortunately, the pause and fast forward are broken. Dacă... Mi se pare complicat. First night. Mi se pare complicat, ce dracu trebuie să fac cu tape-ul, nu mai ții minte ce... Holy shit. Remember to use the tape player, time goes fast. Ok. Bun. Și aici mă uit sub pat, corect? Da. Mă uit stânga-dreapta.
Aici mă uit după... Uite-l pe Dauco. Oh, da, mi-amintesc de el. Freddy? Ăștia doi erau dintr-un fanmate. Rachel, ceva de genul. Clar. Bun, și face un sunet specific în momentul în care se află sub pat sau... Belesc Cariciu. Rău. Vai, așa ciudat e când nu știi jocul. Așa ciudat și creepy. Ok, și acum pot să... Ce facem aici? Ah. E sub pat, a? Nu. What? E aici. Oh! Oh, da! E sub pat, e sub pat, nu? Și ce fac? Ce fac? Ai belit, pula. Sal. Ce? Ce se întâmplă? Pista, mătii de joc. Cine bate? Cine troncăne? Golful, reat. Hai bă, șobolan infect. Trebuie să mă duc sub. Sau drumul la player. Nice. Acum trece noapte. Easy. Bă? Bă, pe ăsta nu-l mai las să intre. În stânga dreapta, da. Păi și devii mai activ? Sau sal? Da, foarte fain. Companionul nostru ne fute la creier. Noi dăm drumul la muzică. Liniștitor. Nu mai pot să dorm. Asta e un coșmar. Da, mă, pleacă. Fraier. Hai că mă duc eu să dau tape. Rewind. Oricât-i. Deci nu-l las deloc să intre. A, bă, ești pe treasă, mă. Oh, cine bate la fereastra mea? Oh, oh. E gagica cu poliția? Oh, oh. Bine. 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 Bă, mă, cum a apărut așa deodată? Ești debil? Păi nu se pune nimeni cu skillurile mele de CS-ul. Pe care oricum nu le mai am, pentru că nu mă mai joc. Ok, e cineva sub pat. Deci în dreapta, adică în stânga. Ha? 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 What? De ce n-a mers? A fugit. Ha ha, fraiere! Să te duci, dracu! Ok. Fraierică Geamantan, ha ha, 2021, bă! Cum să spui așa ceva? Pleacă, mă! Nu ești invitat, domnule! Ia să dăm noi play la manelul. Perfect! Hai, mă, la petrecere! Vii? Am băgat de-aia de jale, de-aia cum îți place ție, pardon. Nu. Pusesem lumina pe ochii lui, dar pare nu mergea. Credeam că mi-am luat jumpscare. Mare jumpscare. Pe capul meu. Poate vom face două sau trei nopți? Nu. Două cred că e de ajuns. Cred. Nu știu, vom vedea. Bă, dar repede să termină muzicuța asta. Nu puteau și ei să dea mai pe repeat singur auto replay loop? Nu coaie. Hai să dăm o casetă singură. Aia a fost. Nu. Nu e bine. Nu e bine, am auzit ceva. Că bate, că troncăne. A troncănit-o. Mamă, ce greu să fie mai departe. Dacă acum mă cac pe mine. Vai. Vai. A, bă, că nu-i nimic. Nu. Nu o să intri în această cameră ostilă. Pentru că sunt singur aici. Bă, cât timp nu atacă, mă simt bine. Băi, și chestiile astea mă înspăimântă câteodată. Știi? Bătăi așa în... Înfundate.
Mamă, ce copilărie de căcat am avut din moment ce am traumatisme cu așa ceva. Care bate, mă? Care poate să bată? De un replay. Well, well shit. 5 dimineața plus? Doar atât am doresc pe viața asta. De nimic. Un 5 dimineața. Mai primi un... Scare! Bro! Este intens! Dar unde dracu? Că e prima noapte. Mamă, și mi-amintesc că există unul și mai și de cărat. E stânga, deci în dreapta. Unde dracu? Pă, unde este asta, mă? E stânga, deci în dreapta. Clic-ul pe el. Stânga. Ok. Se ridică? M-a spălat pe creier melodia asta, mă jur. Doamne ferează, domnul. Alo? Alo? Nu mai bate la ușă, că nu primim cu colinda. Rewind? Așa? Și? A? Nu? Și? Ha ha, dacă e lumină peste tot nu poți veni. Bă, da! Ciudat e. Trebuie să-mi revin în forță, în mâini. Stau prea relaxat în momentul de față. Nu e bine. Dreapta. Și acum, care era ideea? Să mă duc în stânga, să aștept. Și să mă duc să mă uit la el acum. Easy! Nu stau să discut cu orice șobolan! Nu înțelegi? Cum să dăm drumul la muzicuță care mă spală pe creier de asemenea? În cazul în care cealaltă noapte va fi similară și va fi tot rat, voi trece direct la o noapte mai interesantă, cum ar fi noaptea a treia sau a patra, în cazul în care apare cat sau ceva nou se schimbă. What? Ce-am zis? Sau ceva se schimbă. Adică dacă e nou, automat e ceva schimbat, nu? Da! Big brain. Haide, mă. Mai vine o dată? Mârlanu? Sau trebuie să dau încă un rewind? Rewind YouTube, care n-a fost făcut pentru 2020. Pentru că oricum ar fi fost o mizerie. Ia, mă. La fel cum anul a fost o mizerie. Deci, mai bine că nu s-a făcut. N-am dreptul la opinie. Că poate închide YouTube canalul. Lasă așa. Unde ești, mă? Aici erai. Ia, mă, să mai dăm un unde sau un play. Să ne treacă noaptea. Bine și frumos. Acum ar trebui să trecem. 3, 2, 1. Nu? 3, 2, 1. 3, 2, 1. A mers, bă! Sunt Dumnezeu. Păi cam atât a fost și cu noaptea asta. Că nu mai stau să o fac și pe cea de-a doua. Că m-am chinuit ceva timp. Adică am murit de două ori la noaptea a cincea. Ăsta. La ora 5. E imposibil. Ce trebuie să găsesc aici? Yeah, kid. I'm the rat. Nice to meet you. Say, the show's about to start in a few minutes. Wanna play hide and seek? Yes. Mieto, you go and hide. Hey, sweetie, are you having fun? I hope you are happy with the place I picked you. It's just the two of us while your brother is at the camp. Ah, e tasul ăsta. Dacă vine. Unde a dispărut? Ah, uite, hide in closet. Alo? Futuz. Haha, I found ya. Wow. M-a găsit. Cam asta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Iar dacă v-a plăcut și mai vreți în continuare noi episoade din 5 nopți la bomboană, nu mai face pe nebunul. Nu uitați să omorâți butonul ăla de like. Doar și orice like contează din partea fiecăruia. Iar acum strige peste 4000 de like-uri. Vom veni cu forțe proaspete. Vom veni cu o nouă noapte. Dar nu mâine. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați. Abonează-te. E să dați un follow la Instagram. Follow la Instagram. Și serverul de Discord în descriere. Intră pe serverul de Discord. Până data viitoare, eu am fost Eugen. Toate cele bune. Bye bye.